Ploile abundente și dese din ultima perioadă au încurcat traieratul grâului și au scăzut producția pentru panificație. Cu toate acestea, oferta în scădere nu produce o scumpire a grâului, constatându-se dimpotrivă scăderi de prețuri în piață. În aceste condiții meteo a scăzut și calitatea grâului din punctul de vedere al densității bobului. Pe de altă parte, ploile au îmburuienat foarte mult culturile de grâu și rapiță și a determinat recoltarea în condiții foarte grele. Buruienile rămânând verzi împrumută umiditatea lor la boabele de grâu. În momentul de față se așteaptă ca producția la grâu să scadă cu 10%, asta în condițiile în care până acum au fost recoltate aproximativ 5.000 de kilograme la hectar de grâu și 2.700 kilograme la hectar de rapiță. Frecvența aceasta umezeală, apoi căldură, iar umezeală, apoi bob uscat, a făcut ca bobul să-și pierde din calitate, să se subțieze. Masa hectolitrică a grâului se scade de la 81 undeva la 76-75 și știm că pentru panificație grâul trebuie să aibă o masă hectolitrică de minim 78. Astfel că a scăzut masa hectolitrică mai la un kilogram de boabe, bobul fiind subțire, intră mai, un număr mai mare de boabe. Pe de altă parte, ploile au îmburienat culturile de grâu și de rapiță, îngreunând recoltatul. Reprezentanții Direcției Agricole anunță că, din păcate, prețul grâului nu va crește. Calitatea scăzută a acestuia va influența în mod negativ prețul, iar fermierii vor avea pierderi mult mai mari. Prețul la grâu nu va crește. Traderii așteaptă să, datorită calității, să scadă prețul. Mă uitam un pic pe bursă ieri și chiar grâu chiar a scăzut de la 160 de euro, 164 de euro, undeva la 150-155 de euro per tonă. Asta datorită calității. În cazul în care precipitațiile vor depăși cantitățile necesare, și porumbul și floarea soarelui vor fi afectate. Specialiștii susțin că la floarea soarelui ploaia poate produce o boală extrem de păgubitoare denumită putregaiul cenușiu. Putrezesc țesuturile și cade pălăria, iar porumbul are nevoie la rădăcină și de aer, nu doar de apă. Apar probleme când apa ia locul aerului. În fața ploilor dese, fermierii nu pot face mare lucru. Agricultorii nu pot decât să recolteze mai devreme lanurile cele mai bune și să mai salveze câte ceva.